Salut! În clicul ăsta vreau să vorbim despre școală și despre ghiozdanul de școală. Pentru orice părinte de școlar, alegerea unui ghiozdan este dificilă. Dă dureri de cap, părintele vrea ceva ieftin, ceva bun, ceva de calitate, copilul vrea ceva cu sclipici, ceva scump, ceva frumos, ceva la modă. Trebuie să ne împăcăm cumva. Am să vă prezint astăzi... Nu să reușesc? Vedem noi! Am să vă prezint astăzi mai multe modele de ghiozdan de la happyschool.ro, prietenii noștri, dar înainte de asta am să vă prezint ghiozdanul Alexei, pe care el l-a primit de la Moș Crăciun. Și Moș Crăciun mi-a spus că l-a luat și el de pe happyschool.ro și acest ghiozdan a fost tratat așa cum se cuvine de către un școlar. Trântit, prin noroi, prin bălți, prin zăpadă, nu râde că așa ai făcut cu el, așa... Tăvălit, rulat așa, deci acest ghiozdan, vreau să zic că este un erou, a rezistat foarte mult, după cum se vede, el încă mai rezistă, de aceea m-am gândit că, pentru că eu sunt foarte încântată de cum a rezistat acest ghiozdan tratamentului aplicat de Alexia, m-am gândit să vă prezint și alte ghiozdane de la ei și... la cumpărături după aceea. Alexia, acum treci și desfaci ghiozdanele. Al doilea ghiozdan de la happyschool.ro pe care vreau să vi-l prezint este acesta cu licență. Cum adică? Adică este de la adevărat, nu de la fals, ca să zic așa. Înțelegi? Frozen. Da? Ghicit? Bun. Un ghiozdan Frozen pentru fetițe, este clar. De fapt, ăsta este și ghiozdan și troller. Uitați. Are un mâner telescopic. Bravo! Poate fi și ghiozdan și troller. Dacă nu vrem să-l facem troller, pur și simplu scoatem de aici. Atunci el este doar ghiozdan. Iar ăsta este suportul. Ta-da! Ia uite! Bum, bum! Roaba! Da? Roaba! Ce îmi place la acest ghiozdan este că are bureți pe zonele de contact cu spatele copilului și cu umerii. Este foarte important atunci când luați un ghiozdan să vedeți dacă sunt acești bureți, pentru că nu vor avea copiii probleme cu spatele. Explicațiile le găsiți pe blogul mamei.ro, pentru că în articolul dedicat achiziționării ghiozdanului de școală am explicat totul foarte clar. Bun, revenim la acest ghiozdan. De la happyschool.ro are buzunare laterale pentru sticluțe cu apă sau sticluțe cu apă sau într-unul sticluță cu apă, într-unul șervețelele. Ghiozdan 2-in-1 gri. Simplu, nu? De ce îi spune ghiozdan 2-in-1? Pentru că asta nu este doar unul. Sunt două ghiozdane. Tragi de un fermoar și poți face două. Unul mai mare, unul mai mic. Domnișoare asistentă, te rog frumos. Ha, desfăm și arătăm cum se face 2-in-1. Desfăl, ai grijă să nu scadă. Asta e al meu. Ăla e al tău. Și avem două ghiozdane. Bun. Avem așa. 2-in-1, da? Două ghiozdane. Poc. Poc. Ghiozdanul mic. Te rog frumos, domnișoară asistentă. Desfăr. Hai să vedem ce e cu el. Are un buzunar secret. Eu pe ăsta nu l-am văzut, l-a văzut Alexia. Un buzunar secret în față. E mare? E tot. Cât o ghiozdan. Bun. Și are și... compartimentul mare
în care avem alte buzunare și loc pentru chei. Să scoți. Uite așa. Să scoți și pui cheile de acasă aici, da? Așa. Buzunare peste buzunare. Să pui portofelul, să pui carnetul de note, să nu mai uiți acasă. Ăsta e ghiozdanul mic. Hai să vedem. Ghiozdanul mare. Este foarte important. Acest ghiozdan are bretelele căptușite cu burete, cred că, și burete aici pe spate, astfel încât să nu-l doară pe copil spatele, coloana de la căratul ghiozdanului, pentru că știm cu toții ghiozdanele școlarilor sunt tot mai grele. O să fac. Deci am învitat acolo cu trotneta. Ha, să vedem ce avem aici. Un troller fashion cu trandafiri, cu flori, așa se numește, cu un merg telescopic. Ia ridică, dar e cât tine? Nu, dar e bine, e înalt. Dar nu are roabă. Nu are roabă? Adică asta zici tu că e roabă, nu? Așa? Da, dar are roțile lui, uite. Vezi? Are propriile roți. Roți, uite. Da? Și îl plimbăm. Ia uite așa, vezi? Ia uite. Anunecă foarte bine. Bun, ce îmi place la acest ghiozdan foarte tare este că are această bandă reflectorizantă. Ce înseamnă? Adică ca ochii de pisică așa care se lucesc noaptea. Bun, hai să vedem. Ghiozdanul ăsta, troller fashion cu flori, are două buzunare laterale pentru? Pentru ce? Apă. A, era lângă pisicească. Are un buzunar frontal micuț, unde poți să-ți pui jurnalul. Nu mi le mai spune. Deci avem 1, 2, 3, 4 compartimente. Da, multe buzunare și încă una aici. Avem buzunare. Buzunare. Buzunare multe, iar aici, pe spate, puteți pune etichetă cu numele copilului, cu numărul de telefon al dumneavoastră, în caz că se rătăcește copilul sau mai știu eu ce. Sau în caz că își pierde ghiozdanul, nu? Bun, acesta este trollerul fashion cu flori. E trandafir. Trandafir și cu mânerul telescopic. Am terminat? Te minte în bezele? Nu știu dacă am terminat. Am terminat. Mulțumim! Intrați pe blogul mamei.ro să citiți toate detaliile legate de alegerea unui ghiozdan pentru școală. Ne ocupăm! La revedere! Cuba! Gata!